aflat ce s-a întâmplat, de fapt, în miez de noapte, cu Claudia Pătrășcanu și încă soțul ei. A venit poliția, dragii mei. Ce-ar fi învățat-o avocatul pe artistă, ce ar fi spus să facă pentru a obține ce vrea de la Gabi Bădălău? Avem informații pe care nimeni nu le știe despre ruptura dintre cei doi și le aflăm de la Mihaela Torcea. Mihaela, bună ziua! Bun găsit, Laura. Conform surselor noastre, între Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu ar fi apărut probleme cu ceva timp înainte, dar pentru că și-au dorit dintotdeauna să aibă o familie fericită, au decis să-și mai dea o șansă, motiv pentru care au plecat într-o mini-vacanță la mare. Ei bine, acolo lucrurile nu au stat așa cum și-au închipuit că vor sta, pentru că, din câte se pare, Claudia ar fi avut o atitudine total nepotrivită și ar fi creat niște situații destul de neplăcute, iar în momentul în care s-au întors acasă, cei doi au avut din nou o discuție și au decis că ar fi mai bine pentru o perioadă ca ea să plece împreună cu copiii la Constanța, la mama ei, și poate acolo își va putea găsi liniștea și se va gândi foarte bine ce e de făcut cu această căsnicie, având în vedere că nici Gabi Bădălău nu fusese tocmai un soț exemplar. Ei bine, în acea noapte a fost și noaptea în care Claudia a anunțat pe Facebook că divorțează. Despre această postare însă Gabi Bădălău spune că nu a știut nimic și că l-au anunțat prietenii, iar în momentul în care s-a dus să-i ceară o anumită explicație, nu a primit-o. Mai mult decât atât, se pare că în acea noapte Claudia ar fi anunțat și poliția, pe motiv că soțul o dă afară din casă și de asemenea și-ar fi anunțat și buna prietenă, pe Andreea Bănică, să vină să o ajute să-i aducă o mașină cu care și-ar putea căra bagajele. Ei bine, în acea noapte, după ceea ce s-a întâmplat în acea noapte, Claudia Pătrășcanu a plecat la Constanța, alături de copii, la mama ei, acolo unde este în continuare și unde refuză să-i permită lui Gabi Bădălău să meargă să-și viziteze copiii, asta în ciuda faptului că instanța nu a dat nicio soluție în acest sens. Mai mult decât atât, se pare că i-ar fi transmis că va hotărâ ea și va comunica decizia în privința orelor de vizită pe care îi le pune acestuia la dispoziție. De asemenea, conform surselor noastre, se pare că părinții lui Gabi Bădălău au înțeles această situație și consideră că cei doi sunt suficient de maturi încât să se descurce singuri și să-și rezolve singuri problemele și nu vor să intervină absolut deloc. Laura? Mulțumim, Mihaela, pentru aceste informații.